Una dintre cele mai mari capcane când vine vorba de realizarea potențialului sau să ajungi la succes, indiferent de modul în care definești tu succesul, da, pe plan familial, pe plan spiritual, emoțional, intelectual, relațional, financiar și așa mai departe, este frica de oameni. Ok? Și cartea Proverbe spune în Proverbe 29 cu 25 că frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Dumnezeu nu are de ce să se teamă. Întrebarea mea este, de cine te temi? Te temi de Dumnezeu? Că dacă da, ferice de tine pentru că o să-ți realizezi uh, potențialul și o să-ți împlinești destinul. Altfel, îți garantez, nu o să îți împlinești destinul pe care Dumnezeu îl are pentru tine, pentru că, de obicei, în spatele acestei frici, în spatele fricii de oameni, stă destinul tău. Stă potențialul tău care așteaptă să fie realizat și împlinit.